Dezertorul este o comedie tragică, a cărei acțiune se desfășoară pe parcursul a 24 de ore în timpul primelor zile ale ocupației germane a Bucureștiului în primul război mondial. Spectacolul de televiziune are ca temă principală războiul care distruge totul în jur și este cea mai recentă producție a colegilor de la Casa de Producție TVR. În rolul soacrei, Daniela Nane. Bună seara, bună revenire la TVR 3! Mulțumesc pentru invitație! Cu mare plăcere, soacră! Destul de ciudată distribuire, după părerea mea, pentru că nu aveți nimic dintr-o soacră. Ba da, am vârsta. Pe vremea aceea, femeile aveau copii. O soacră extrem de tânără atunci. Da, dar și în text se spune că soacra are 45 de ani și spune că am 45 de ani. Deci, în primul rând, vârsta este compatibilă cu cea a personajului. Pe vremea respectivă, femeile aveau copii foarte tinere, așa încât e credibil că am o fată de 20 ceva de ani la 45 de ani. Eu însă mi-am un băiat de 18 ani și jumătate, așa că aș putea să fiu soacră oricând în următoarea perioadă. Adevărat că, sigur, perspectiva de soacră se apropie ușor-ușor, dar altfel, ca tipologie, greu să vă colăm pe ceea ce ne așteptăm de obicei să fie o soacră. Deși e o soacră, citez acum din personajul principal, cam belalie. Da. Ce înseamnă asta? Eu știu ce înseamnă belalie, dar nu știu cum se lipește de soacră. Belalie, conform dicționarului, e un termen care înseamnă cineva năzuros, foarte greu de mulțumit, care are foarte multe lucruri de reproșat, un pic excentrică, puțin altfel decât o soacră normală, da. Dar m-a ajutat foarte mult să creez un personaj credibil, pentru că textul este foarte bun, e un text scris de Mihail Sorbul și toate personajele sunt foarte frumos create, adică au un punct de plecare, se întâmplă ceva cu fiecare dintre ele și ajung spre finalul textului într-o altă postură. Și pentru un actor e foarte important ca personajul să aibă o tranziție din asta. Și deși personajul meu e scris în cheie comică în prima parte și așa l-am și jucat în cheie comică, la un moment dat spre final, când lucrurile se agravează, se ajunge chiar la dramă, la lacrimă, la disperare, la lucrurile astea. Și mi se pare foarte frumos. Toate personajele sunt foarte bine scrise și colegii mei au avut de jucat personaje foarte frumoase. Fiica mea este Ada Galeș în film. Andrei Ciopec iarăși a făcut un rol extraordinar de bun, care este în rolul dezertorului, în rolul principal. Liviu Pintileasa, cu care am avut scene. Axel Mustaș a făcut iarăși un personaj foarte, foarte amuzant. Am avut și eu o scenă cu el. Va fi un spectacol frumos, eu sunt sigură că va plăcea, va fi difuzat pe 23 decembrie. Da. De fapt, e o încântare că televiziunea română se apleacă asupra acestor texte importante din literatura română. Ba chiar pot să spun că cu un an înainte, tot în decembrie, a avut loc premiera regizată tot de Silviu Jicman cu Visul unei nopți de iarnă, care a fost un pariu, pentru că toată lumea cunoaște povestea Visul unei nopți de iarnă, în care au jucat Florin Piersic Junior, exact, și Rodica Mandache și așa mai departe. Acest remake, toți am stat cu sufletul Piersic la gură. Senior? Scuze, da. Florin Piersic Senior, exact. Așa, e dreptate. Da, da, da. Da. Toți am stat cu sufletul la gură să vedem cum e varianta aceasta, pentru că e foarte greu de concurat. Place foarte mult să lucrez cu copii și lucrez de fapt de vreo 11 ani, dacă nu mai bine, cu copii și am avut niște idei pe care le-am pus într-un e-mail și le-am trimis. O să vedem ce se hotărăște în Consiliu. În afară de acest dezertor, în această perioadă, unde mai sunteți de văzut și de aplaudat? S-a terminat perioada de spectacole și la Teatrul Bulandra. Am avut și 3 spectacole la Opera Română în foaier, împreună cu pianista Ioana Maria Lupașcu, cu care am un spectacol de muzică și poezie de dragoste, Pianul cu poeme. Exact. Și publicul a fost extrem de încântat și am fost foarte bine primite și la Opera Română. Au fost câteva reprezentații foarte, foarte frumoase. Sperăm să mai fie, pentru că publicul a venit. Acum urmează o bine meritată vacanță. Să vină. Și din ianuarie o să reiau spectacolele la Teatrul Bulandra, cursurile de teatru pentru copii și toate activitățile pe care le mai fac. Mulțumesc foarte mult pentru prezența la TVR3. Mulțumesc.